Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la săptămâna comentată în 30 de minute împreună cu invitatul nostru, domnul Șaumă Diotiva, pe care îl salutăm, îi urăm bun venit. Bună seara, bine v-am regăsit. Să vedem ce s-a mai întâmplat în județ. Cu aceste știri vom începe, așa cum i-am obișnuit pe telespectatori. A zice că a fost o săptămână destul de liniștită, dacă n-am menționat războiul, acutizarea războiului pe Facebook între partide și între liderii partidelor, care nu înțeleg că în preajma perioadei de concedii, după terminarea alegerilor parlamentare și a referendumului, oamenii avea nevoie și de altceva, de optimism, de bună dispoziție, de știri pozitive, de subiecte pozitive. Ei continuă acel război în care apar postări belicoase, apar răspunsuri, apar tot felul de distorsionări ale unui adevăr, fake news și așa mai departe, asaltând efectiv spațiul virtual spre o zonă în care, cu siguranță, oamenii nu prea înțeleg mare lucru. A fost totuși o ședință extraordinară a Consiliului Județean, o ședință de îndată astăzi a Consiliului Local. În rest, astăzi încep zilele culturale ale municipiului Baia Mare. Cred că weekendul alte va fi mai manifestări. Chiar avem manifestări, dar nu avem investiții și alte obiective importante făcute. Așa cum sublinează de fapt și unii băibăreni pe aceste pagini de socializare. Noi spunem de ani de zile această treabă. Pe un buget dimensionat greșit, în care nu se cheltuiesc pe obiective de investiție editare. Nu avem ștrand, nu avem aquapark, nu avem un stadion, nu avem o sală de sport la nivel european, nu avem un centru cultural, nu avem o mulțime de alte aspecte, parcări, zone verzi. Noi cheltuim în fiecare an sume enorme, enorme pe ceea ce înseamnă distracție sau mai altfel spus, un fel de circ gratuit prin care mai mari zile își asigură bunăvoința populației și își maschează, de fapt, lipsa de eficiență și performanță în domeniul administrației reale. Dar pentru ce să iau din nou bani? De ce să ia credit? Se ia credit pentru că au de cofinanțat, asta e pretextul, anumite proiecte pe care municipiul mai le va avea. Sigur, asta nu implica neapărat o ședință de îndată, pentru că acel credit nu se ia de azi pe mâine, sunt negocieri, sunt discuții, s-a prezentat o ofertă de creditare. E același joc de glezne prin care întâi stătătorul orașului arată lumii cine este șeful în această comunitate. Am să mă opresc și la Consiliul Județean Maramureș, pentru că a fost au de dezbătut consilierii maramureșeni și de votat nou proiect de hotărâri aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Maramureș. Vreau să ne referim la temele abordate și la proiectele respective, dar și la școala de arte din Baia Mare și nu numai, la acea casă de avocatură pentru procesul cu Selin. Am înțeles că sunt niște cheltuieli care trebuie făcute între 15.000 de lei și încă 8.000 de lei la această sumă. Da, n-a vrut să fiu interpretat greșit, dată fiind o poziție pe care o am, dar ședința extraordinară a avut chiar de discutat niște probleme, zic eu, care reclamau decizii imediate, mai ales că trebuia stins cumva sau clarificat după războiul din presă și de pe social media, acea problemă a școlii populare de artă, așa numite școli populare de artă. Deci, în prima fază a fost votat utilizarea excedentului anual al bugetului județului pe 2018, respectiv suma de 50.000 de lei pentru plata unor terenuri expropriate în acel proiect de extindere al aeroportului internațional Maramureș. Apoi au avut loc niște rectificări ale bugetului de venituri și cheltuieli prin majorarea veniturilor datorilor subvenții primite de la bugetul de stat pe sănătate. S-a alocat suma de 1.560.000 de lei pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Mai exact, vorbeam despre acel depozit de la Sârbi, un pariu care trebuie încă să-l câștige Consiliul Județean, după ce expertul respectiv a determinat care este cauza pentru care terenul se mișcă și se deplasează la vale în zona unde este acel depozit de la Fărcașa. Trebuie investiți niște bani și pentru a capta și a direcționa, spuneam și atunci, apele freatice, ceea ce implică niște investiții pe care trebuie să le facem, altfel nu rezolvăm problema de fond. S-au acordat de asemenea niște sume, zic eu, consistente pentru niște sărbători ale unor comunități în poienile Izei, Valea Chioarului, la Cupșeni,
la Coș și la Viile APSI și s-a aprobat într-adevăr contactarea serviciilor juridice pentru ceea ce înseamnă reprezentarea interesului județului Maramureș în procesul cu firma Selina. Firma Selina a fost cea care a executat o parte a lucrărilor pe proiectul Baia Spree-Bârsana. E bine, acolo, datorită conducerii județene de la acea vreme, care în prima fază a refuzat niște lucrări, care lucrări ulterior au fost executate și neachitate și s-a continuat cu următorul lot de lucrări, ne-am trezit în situația în care am fost dați în judecată și suntem pasibili să plătim o sumă consistentă. Așa se întâmplă atunci când administrația publică județeană sau locală lasă în coadă de pește un proiect, pe un șantier nu ia o decizie clară vis-a-vis de recepționarea sau nerecepționarea unei lucrări și după an se întoarce împotriva ta pe filiera asta a justiției, aș zice eu, atâta de ineficiente, cât te trezești că ai de plătit niște sume imense. Se pare că juriștii Consiliului Județean n-au capabilitatea de a reprezenta la acel nivel de complexitate în asemenea litigiu și în asemenea... De aceea s-a ajuns aici? Exact. Și în asemenea situații se permite legea apelarea la case de avocatură. E ultima soluție până la urmă, da? E ultima soluție, dar care nu există nicio garanție, niciun avocat din România, nicio casă deci de avocatură. Deci e posibil să se piardă niște bani, există, dar trebuie să încercăm, da? Trebuie încercat, adică pentru să se piardă că... Exact. Dacă nu încercăm, banii sunt pierduți. Dacă se încearcă, există o șansă, noi spunem mare, ca acel proces să fie câștigat de către noi, să nu fim obligați să plătim acele sume. Care este suma? Nu atât suma, e vorba de 50 de milioane de lei, dar nu suma este atât de mare cât penalitățile. Nu la Selina, vorbim la Selina, mai mare. Nu, acolo este o sumă mai mare. Este o sumă mai mare, nu pot să vă dau acum dimensiunea, exact, e vorba de 21 de milioane de lei, acum mi-aduc aminte. Ideea este că o parte însemnată reprezintă penalitățile care s-au acumulat în acești ani de neplată. Sunt 9 ani de când nu s-au plătit aceste lucrări care există fizic și nu le poți nega. Legat de Școala Populară de Artă, aici a existat, aș zice eu, o formulare nefericită, dar legală. În momentul în care tu comasezi două instituții, juridic, una dintre ele, care este absorbită de cealaltă, se desfințează. Așa prevede legea ca și terminologie. S-a folosit acest termen pentru că este corect legal, dar a generat o emoție și o reacție atât de violentă în sensul că s-a pus problema că Consiliul Județean, liderii executivului județean, au avut niște interese în momentul în care au decis comasarea în acel centru de creație și dezvoltare și promovare artistică, această școală populară de artă care, am să o spun și este părerea mea personală, nu administrației. Întotdeauna mi s-a părut că este un lucru unde, adică este un demers unde există și lucruri neclare. Și am să vă spun de ce. Tot felul de personaje, mai mult sau mai puțin titrate, sau mai mult sau mai puțin competente, mai mult sau mai puțin dotate pedagogic, predau ore. Predau ore în cadrul unei programe, dar să reținem, Școala Populară de Artă nu este o instituție educațională, preuniversitară. Ea este un așezământ cultural, funcționează cu un alt statut. Și de aici exista acea, a spune eu, tendință de a exagera dimensiunea acestui demers. Pe de altă parte, sunt și foarte mulți artiști populari, în special cântăreți, voci bune, instrumentiști care au absolvit această școală, dar având acele calități native cu beneficiul unor profesori, că sunt și profesori foarte buni acolo, au ajuns să performeze și reprezinte niște nume și fac cinste Maramureșului. Măsura administrativă, în esență, și astăzi eu voi spune că este corectă. Nu exista performanță managerială. Apun un manager care avea un nume celebru și respectat, dar care n-avea abilități, nu rezolva problema. La cine vă referiți? Era domnul Petreuș. Bun. Deci rămâne la școala respectivă sau nu? Rămâne, dar probabil că dacă rămâne, este pe alte funcții, nu ca manager. Deci școala populară, personalitatea juridică, prin comasare, va deveni o secție a acelui centru și de creație. Și cine va fi manager? Acolo va fi manager acel om care este managerul centrului de promovare. În prezent cine? În prezent nu are relevanță, nu asta este problema cine, că nu era problema cine va fi managerul. Problema este de ce s-a desființat ceva care, în opinia multora, în special a facebookiștilor și a unor oameni din zona politică, considerau că funcționează perfect. Bun, dar unii fac legătură că se
va uni și cu Ansamblul Transilvania. Ansamblul Transilvania este o entitate juridică separată, nu are nicio legătură cu Centrul de Creație și Promovare. Să fie foarte clar. Se merge pe ideea unei dinastii dăncușiene și se crede că în acest moment domnul Dăncuș va subordona și Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică și cultele neoprotestante. Bun, deci acolo va fi numit un om este un manager, este un manager care recent i s-a prelungit acest mandat. Este un om care are abilități în domeniul respectiv, și manageriale și de promovare a culturii. Ideea era să eficientizăm unul la mână birocrația în cadrul ceea ce însemna școala populară, să se poată exercita un control real pe ceea ce se întâmplă acolo ca funcționare și să se poată bugeta mai bine, pentru că vor fi mai mulți bani pentru secția care cuprinde această activitate a școlii populare de artă. Deci trebuie să terminăm cu această psihoză. Oamenii au fost reangajați, au posturi, și-au luat salariile, se vor scoate la concurs niște posturi care erau ocupate, anticipat și puțin dubios. Nu știu dacă este de dorit ca acolo să ajungă instituțiile statului să facă verificări, nu pentru că s-a spus domnul Zetea că vorbea de DNA la un moment dat. Ascultați-mă, la un moment dat, dacă nu se va putea, vor trebui să vină și cei de la DNA, de la DGA, din ori de unde, pentru că trebuie să terminăm cu această telenovelă. Problema este, doamna Șoap, că această speță, în esență, fără o gravitate majoră, ci era o măsură administrativă greșit comunicată din start de către probabil executiv și inabil administrată ca punere în funcțiune, a generat această stare de nord și a ajuns în situația în care a fost confiscată politic. Bun, eu consider că dacă tot au fost nereguli anunțate de altfel sau într-un mod direct sau indirect, mai puțin transparent. Ele s-au aflat acum. S-au aflat, atunci trebuie făcute publice pentru ca lumea să fie informată. Ăsta este rolul presei, cereți pe conform dreptul la informare, vi se vor pune la dispoziție, doar că trebuie să fie informații certe și care să poată fi probate. Asta înseamnă că va trebui să facă un audit sau dacă va veni o instituție a statului cu atribuții, ideea este că trebuie făcută curățenie. Și trebuie eficientizată activitatea și stopată scurgerea și pierderea banului public. O să urmărim acest subiect în pofida măsurilor severe dispuse de legislație și a prezenței în teren a agenților poliției rutiere din cadrul Inspectoratului Poliției Județene Maramureș. În săptămâna precedentă și chiar și în săptămâna zilele acestea a crescut numărul accidentelor și infracțiunilor în trafic pe șoselele județului, având loc răsturnări în decor, tamponări, conducerea sub influența alcoolului și fără permis. Eu vreau să ne spuneți cum se explică această stare de fapt, cine greșește, unde greșește, ce ar trebui făcut. Ceea ce ne surprinde este tupeul unora, în special a tinerilor, care fără permis se urcă la volan și, ceea ce este mai grav, după ce au consumat alcool. Și vorbim de o alcoolemie mare. Societatea românească în acest moment, de fapt în ultimii doi ani, pornind de la contextul politic, traversează o perioadă de anarhie a autorității. Cetățeanul este în situația în care își pune problema, păi dacă nu respectă politicienii, guvernanții, oamenii, liderii noștri politici și administrativi, de ce să respecte eu legea? Dacă lor li se poate și nu li se întâmplă mare lucru, de ce mi s-ar întâmpla mie? În fața legii trebuie să fim toți egali. Legea trebuie aplicată, nu negociată sau comentată. Eu mă aștept de la comanda Inspectoratului Poliției Județene la mai multă exigență și rigoare. Știu că agenții sunt în stradă, îi văd, dar trebuie stabilită, în opinia mea, o strategie mult mai severă și mai dură, care se ducă la descurajare. Poliția te-a traversat într-o anumită perioadă de timp o stare de timiditate, pentru că făceai un proces verbal de contravenție pentru că a depășit, îl contesta în instanță, nu se plătea și după aia arunca în față polițistului, asta e, ai greșit o virgulă, ți s-a anulat procesul verbal. Poliția trebuie să-și facă datoria, oamenii trebuie să fie instruiți, oamenii trebuie să fie în stradă. Gândiți-vă la faptul că se ajunge ca să se urce oamenii cu lejeritate la volan, băuți fiind, să intre peste nuntaș, să provoace caramboluri, să se răstoarne cu copiii în mașină, să facă depășiri imprudente, plus celălalt aspect care îl văd în fiecare zi și am cel puțin 40 de fotografii făcute în două săptămâni, în care se văd oameni care conduc, tineri, femei, bărbați, preoți, funcționari, judecători, orice, în timp ce conduc, butonează telefonul. Nici măcar nu vorbesc la telefon pe handsfree sau ținând telefonul pe un suport, efectiv
Pe social media comunică. Mă uitam ieri la o știre pe un post național, îți trebuie 33 de secunde ca să răspunzi scurt cu o propoziție la un mesaj din WhatsApp. Timp în care atenția ta în trafic este absolut total... Depinde cât ești de rapid. Și atunci, sigur că da, și atunci se pune problema dacă poliția poate face ceva, da. Să fie extrem de severă, să fie în stradă în permanentă, să aplice sancțiuni. În ultimele 24 de ore s-au aplicat sancțiuni, 25.000 de lei. În ultimele luni sunt sume imense. Dar ați văzut vreun regres? Ați văzut vreo descurajare? Nu, doar din potrivă. Și mai mulți. Din potrivă. Și asta și pentru că noi nu mediatizăm dând numele persoanelor care sunt cuprinse în flagrant, ci spunem două persoane, trei persoane, o mașină, doi tine și așa mai departe. Păi, acestea sunt legile, domnule. Legile sunt în măsura în care e vorba de minor sau alte aspecte, nu. În mod normal, legea permite o anumită transparență dacă nu îi lezezi omului demnitatea, onoarea și așa mai departe. Dar dacă noi nu spunem, ci doar dăm statistici reci, avem 50 de accidente. Avem protecția personale care se bate cap în cap cu altă lege și uite așa în același haos de care vorbim. Bun, și atunci să nu facem nimic? Facem. Suntem țara cu cel mai mare număr de morți din Europa în accidente rutiere și nu este în descreștere, ci în creștere acest număr. O să grăbesc puțin știrile. Următoarea perioadă, conform prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, în Maramureș sunt anunțate temperaturi ce depășesc 35 de grade Celsius. Deja le-am simțit, putem spune, condiții în care va fi depășit și nivelul de 80 de unități pentru indicele de confort termic. Ce riscuri există și ce e de făcut? Ce ar trebui să facă autoritățile? Riscuri există, corect, pentru persoanele din categorii vulnerabile. E vorba despre persoanele vârstnice, despre persoanele cu dizabilități, despre persoanele cu boli cronice, în special boli cardiace, este vorba de copii, de femei gravide. Ce ar trebui să facă autoritățile? Păi, în primul rând, să transmită niște comunicate și anunțuri de avertizare prin care să transmită niște date și informații certe legate de riscul care există. În al doilea rând, să amplaseze-le în punctele de trafic maxim, corturi de prim ajutor sau puncte prin care cetățenii să poată să fie, să li se acorde prim ajutor, să primească o sticlă cu apă, să primească un anumit, o posibilitate să se odihnească câteva minute în condiții de umbră, pentru că altfel ne vom trezi cu asemenea efecte nedorite. La fel este o problemă în ceea ce înseamnă activitatea productivă. În special firmele care au activități în afară, drumarii, constructorii, fermierii, celelalte activități în aer liber trebuie să respecte întocmai legea, acea ordonanță de urgență a Guvernului 99 din 2000, care reglementează durata timpului de lucru, numărul de pauze, dreptul la apă pe care trebuie să o primească să se hidrateze și alte restricții, pentru că nu poți să le spui pe un om, pentru că tu vrei să faci profit la riscul de a suferi accidente. Dar încă o dată spun, autoritățile au obligația să ia măsuri. Am 8 cartiere, am 10 zone de trafic maxim, am plasez niște corturi cu voluntari sau personal al administrației publice, unde există apă, unde există asistență medicală, un sistem de comunicare rapid prin care să se intervină și mai ales comunicat cetățenilor. Urmează o zi extrem de călduroasă, vă rugăm să nu vă expuneți și să vă feriți de aceste riscuri. Începând din această lună, prin hotărârea unanimă a Adunării Generale a Membrilor Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, Centrul de Instruire și Marketing din Baia Mare poartă numele inginerului Gheorghe Marcaș, președinte fondator al Camerei de Comerț și Industrie din Maramureș. În ce context a fost luată această decizie? Deci este o inițiativă a lui Florentin Nicolae Tuș, actualul președinte al Camerei de Comerț, un om extrem de decent și de respectabil, care a avut întotdeauna bunul simț să recunoască că a crescut lângă acest om care este Gheorghe Marcaș. Gheorghe Marcaș l-am cunoscut înainte de 1990. Un director de întreprindere reprezentativă în Maramureș, foarte performant, foarte sever, dar în același timp și foarte omenesc. A fost printre primii care a înțeles că s-a schimbat lumea, că suntem pe piață liberă, a fost printre primii care a pus bazele acestui demers privat, care înseamnă Camera de Comerț și Industrie, pe, la începuturile anilor 90, când lumea vrea să-și facă firme și nu știau, nu aveau cunoștințe, le acordau consultanță, sprijineau mediul antreprenorial să se dezvolte, Gheorghe Marcaș a fost un om respectabil. El, într-adevăr, a trăit pentru ca să existe această entitate numită Camera de Comerț. Omul a fost decorat cu diferite ordine ale statului, cetățean de onoare, deci eu cred că este un gest de minimă decență și de moralitate publică, ca acel centru de expoziții expozițional să poarte numele lui Gheorghe Marcaș. Adică și felicit.
Exact. Era cam singurul om care făcea și statistici. În fiecare an aveam o radiografie a ceea ce înseamnă acele concursuri, topul firmelor și așa mai departe. Cum se prezintă. După excluderea forțată din viața publică a lui Liviu Dragnea, liderii Partidului Social Democrat au întâlniri săptămânale repetate cu ieșiri publice și conferințe de presă uneori confuze, de natura genera instabilitate și temeri în rândul electoratului social democrat. Pe scurt, să ne spuneți care este situația actuală și ce decizii importante a luat biroul politic național. Știți ce nu înțeleg eu? Nu înțeleg eu următorul aspect. Odată ce au scăpat de elementul central care provoca critici și genera căderea de imagine a partidului respectiv Liviu Dragnea, Partidul Social Democrat trebuia să intre două zile într-o ședință, să discute și să iasă cu un punct de vedere comun. În acest moment în PSD sunt trei grupuri. Este grupul Dăncilă, Oprișan, Bădălău, în care doamna Dăncilă este președinte interimar al partidului. Este grupul Ciolacu, Stănescu, Firea, care n-ar fi vrut ca să aibă loc congresul din 29 iunie programat de către actuala conducere. Și mai este grupul ei, Olguța Vasilescu, la care se adaugă așa numiții baroni locali sau foștii susținători fervenți ai lui Liviu Dragnea. În acest moment, în aceste trei grupuri, există discuții și neînțelegeri mai mult sau mai puțin contundente. Problema este că ies reprezentanții acestor grupuri în mass media și dau în continuare declarații contradictorii în care se critică unul pe celălalt, e adevărat uneori mai soft decât se făcea înainte legat de Liviu Dragnea sau de altcineva. Un lucru este clar, în aceste ședințe repetate, a fost Birou Politic Național, Comitet Executiv, din nou Birou Politic, din nou Comitet Executiv, s-a stabilit foarte clar că nu se poate amâna congresul extraordinar în toamnă. Trebuie făcut acum. În partid trebuie să fie un președinte legal ales de către reprezentanți. Congresul a fost convocat pentru 29 iunie, vor fi prezenți undeva la 4.000 de delegați din toată țara și va fi ales președintele partidului, președintele executiv și secretarul general al partidului. Cine vor fi ei nu contează. În acest moment există un singur om care și-a expus candidatura pentru președinția PSD. Și aceasta este doamna Viorica Dăncilă. Că în partid există și alte persoane care ar trebui să candideze sau sunt capabile să conducă partidul, sunt absolut fără niciun fel de dubii acest lucru. Doar că probabil se așteaptă ultimul moment pentru depunerea candidaturilor pentru a nu se da ori drumul unor speculații, ori pentru a nu se amplifica această stare de... Pe de altă parte, din PSD au ieșit deja niște voci legate de ceea ce înseamnă candidaturi la președinția României. Adică dacă timp de 6 luni, un an de zile față de data când a dispărut Dragnea de pe scena politică, PSD nu avea puterea, forța să iasă cu un candidat, astăzi se vorbește despre mai multe persoane. Se vorbește despre Lia Olguța Vasilescu, care ar vrea să candideze, se vorbește despre Liviu Pleșoianu, despre Șerban Nicolae și se mai vorbește despre Eugen Teodoroviciu și Gabriela Firea. Doi dintre ei, Pleșoianu, încă de anul trecut, a spus că are intenția să candideze dacă primește susținerea partidului. Șerban Nicolae, în această săptămână, a anunțat prin purtătorii lui de cuvânt, evident, nu direct, că se vede președinte al României. În opinia mea, PSD-ul trebuie să iasă repede cu un candidat. În opinia mea, nici unul dintre cei care sunt aici menționați nu au capacitatea de a coagula partidul și încrederea electoratului pentru a-l învinge în acest moment pe acest președinte mediocru care este Iohannis. Un lucru este însă necesar. În PSD trebuie să existe liniște, responsabilitate și să se apuce de guvernare în continuare. Dacă mai și apucă, de politică. Pentru că intitulată Guvernul Dăncilă trebuie demis fără ordonanță de urgență, fără parole de acces și fără cost la vot, moțiunea de cenzură a fost semnată de 173 de senatori și deputați de la PNL, USR, PMP și UDMR, fiind citită în Parlament miercuri 12 iunie, pentru ca votul decizional să poată fi dat după Rusali. Ce șanse are să treacă moțiunea? Și cine își va asuma guvernarea în caz vedeți, noastră, de reușită? Ei, ca să poți să dai jos guvernul, trebuie să ai 233 de voturi. Chiar dumneavoastră ați spus câte voturi au ei acum, adică, nu, semnatarii au fost 73. Da. Orban, care se vede lider opoziției, a început o acțiune de negociere față în față individuală cu acele grupuri politice care știe că de unde poate știe că poate să smulgă voturi. Adică vorbim și de acel pact de la De exemplu, n-a semnat moțiunea de cenzură pro-România lui Ponta. Pentru că Ponta face un joc foarte inteligent. Dacă
Va fi respinsă moțiunea pentru că Pro-România nu va susține, va putea avea pretenții la un moment dat privind reîntoarcerea în PSD. Auziți-vă aminte, el a spus că el este PSD și vrea în PSD înapoi, dacă dispare Dragnea. Dragnea a dispărut, atenție, Ponta s-ar putea să apară ca și un candidat surpriză la congres, și-a asumat declarația, dacă reușește să se întoarcă. Pe de altă parte, se bazează opoziția pe grupul minorităților, cei 18 deputați care întotdeauna votează cu puterea. Numai puțin, dacă se întoarce domnul Ponta în PSD, așa, îl vedeți un posibil candidat la președinția Sigur țării? Că da, dar pe de altă parte, după gestul făcut ieri la Cotroceni... Pentru că domnul Zetea spunea că cineva din exterior poate să vină. Da, ar fi o soluție, pentru că a aduce un om din afară nepătat, care n-a făcut parte din breaking news-urile ultimelor luni, ar fi soluția cea mai convenabilă. Dacă mai este și de o competență și moralitate reproșabilă, atunci ai rețeta succesului. Ponta nu va candida oricum acum la președinție, pentru că el știe că în acest moment ar risca enorm să piardă din nou în fața lui Iohannis și nu poate suporta o doua înfrângere, pentru că asta înseamnă sinuciderea lui politică. Ei, în opinia mea, nu vor obține votul necesar și nu va trece moțiunea. Și chiar dacă ar trece, doamna Șoa, pe cine vedeți să guverneze? USR cu PNL au disensiuni. Vă întrebați pe dumneavoastră. Plus are disensiuni în interior între USR și Cioloș. Deci în acest moment nimeni nu-și va asuma. PNL-ul și USR-ul își fac capital electoral pentru alegerile prezidențiale din anul acesta, pentru cele locale de anul viitor, toacă tot timpul merițează critică și așa mai departe. Au început să apară și programe politice mai subțiri sau mai convingătoare. Nu-și doresc guvernare acum, doar că pun presiune pe actualul guvern să facă greșeli, să se expună, să-și asume riscurile și nerealizările, ca să poată în anul viitor la alegerile locale să câștige o fanfară așa cum își doresc. Două minute vreau să acordăm următoarei știri și nu mai mult, pentru că se leagă de ceea ce comentam noi, pentru că tot ieri președinții PNL, USR, PMP și Pro-România, în cazul acesta respectiv Ludovic Orban, Dan Barna, Eugen Tomac și Victor Ponta, au semnat în cadrul unui eveniment organizat la Palatul Cotroceni, alături de președintele Klaus Iohannis, Acordul Politic Național pentru Consolidarea Parcursului European al României. Ce prevede acel pact? Am aici pactul, dar n-avem timp să-l discutăm, este un fâs. Este un joc de politic pe care consilierul Iohannis i l-au impus, prin care el în continuare acumulează capital electoral pentru un al doilea mandat. Un al doilea mandat care îl va obține dacă nu va exista în restul spectrului politic un candidat care să surclaseze pe acest om, care își permite să discute despre competențele unora sau altor anumite activități, în condițiile în care, în afară de faptul că v-am spus, a fost un profesor de liceu onorabil, n-are niciun fel de altă calificare suplimentară. Și ca primar vă explicam că n-a strălucit, ci a fost o echipă bună. Iohannis în acest moment este pe val. A semnat acest acord care juridic n-are niciun fel de efect, doamna Șvab. Și eu vă spun că aceștia care au semnat s-au dus acolo toți, tot pentru un impact de imagine, filmarea, Cotroceni, live. Dar PSD, ALDE, UDMR, de ce n-au semnat? Ei n-au semnat pentru că ei au avut... Nu, UDMR-ul de obicei joacă din nou la două capete, este partidul Balama. Când va vedea cum se înclină opinia publică sau care este trendul, acolo se vor alia. PSD și ALDE n-au semnat pentru că ei au spus că ei au cerut niște modificări în acest acord și președinte nu le-a acceptat. Dar ați văzut cât de cocăla sunt liderii politici? Acel Tomac, stătea și făcea selfie în sala mare a patului Cotroceni, înaintea unui ceremonii, el făcea selfie cu persoana domniei sale, care nu știu dacă încape pe ecran, și ceilalți de acolo, de parcă erau la o reuniune din asta la grătar. Ăștia sunt liderii politici. Păi, aceștia ne vor cunoaște probabil sau poate... În rest, Iohannis, v-am spus, un discurs mediocru, acumulează punct cu punct, punct cu punct, capital. Și ne vom trezi încă 4 ani cu o mediocritate care conduce România. Să vedem ce se întâmplă pe plan internațional, că măcar de acolo mai învățăm câteodată. Da. Secretarul de stat american Mike Pompeo a acuzat Iranul public dintr-o atacul în care au vizat două petroliere aflate în Golful Oman. Statele Unite caută noi zone de beligeranță unde să-și testeze arme, poate chiar un mic război acolo în forță să mai obțină niște petrol pe undeva. Navele care au fost presupus atacate de Iran nici măcar nu erau americane, că era unul norvegian și unul parcă japonez, așa. Dar Statele Unite întotdeauna unde e ceva de lătrat, latră că ei sunt polițiștii lumii. Ministrul Britanic de Interne a semnat joi ordinul de extradare a fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, care va fi trimis în Statele Unite și undeva... Vedeți, acest Assange a făcut un lucru foarte bun. A dezvăluit
Cât de mizerabilă este viața publică în această lume, nu numai în America, peste tot. Cât de corupți sunt oamenii politici, cât de multe nereguli și cât de mare este manipularea și minciuna publică. Dar a făcut-o într-un mod care este ilegal, cel puțin în percepția legislației, și va trebui să răspundă, probabil că va lua și acolo 15-20 de ani de închisoare. Vladimir Putin a declarat, atenție, că relația dintre Rusia și Statele Unite devin din ce în ce mai rele, în contextul în care Statele Unite nu numai că nu se opresc, ci continuă să propună și să ceară noi sancțiuni împotriva Rusiei. Boris Johnson, primarul Londrei, un cetățean american care e născut în New York, naturalizat în Marea Britanie, fost ministru de externe o anumită perioadă, se pare că va fi succesorul Terezei May ca și premier al Marii Britanii. El a spus în 31 octombrie, dacă eu voi fi prim-ministru, Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană. Și atenție la Republica Moldova, unde este o anarhie. Curtea Constituțională a dizolvat Parlamentul. Igor Dodon, președinte, a refuzat să semneze decretul. A fost declarat președinte interimar Pavel Filip, acesta a semnat decretul. În acest moment există două parlamente, două guverne, doi președinți și toată lumea spune ce ne facem. Putin și-a spus ce are de făcut, Uniunea Europeană a spus nu ne băgăm, dar vă sprijinim și se cere intervenția Consiliului de Securitate. Nu ne dorim să izbucnească un război civil în Moldova, dar acea instabilitate din țara vecină și prietenă trebuie rezolvată. Mulțumim pentru participarea la emisiune. Luni vom avea programul unei zile de sâmbătă sau duminică, vom decide noi și veți vedea și dumneavoastră, stimați spectatori, și ne vom revedea de marți încolo și cu săptămâna comentată în direct, și cu săptămâna comentată vinerea viitoare. Rămâneți cu televiziunea Teleplus Maramureș. Vă mulțumim pentru atenție.